Unul dintre cele mai ambițioase și inedite proiecte ale primăriei Reșița, reconversia funicularului de calcar într-un spațiu de agrement, prinde contur. A fost finalizată documentația tehnico-economică a proiectului, care va fi depus spre finanțare din fonduri europene. Funicularul de calcar din centrul orașului este unul dintre simbolurile Reșiței industriale ce urmează a fi transformat dintr-un obiectiv dezafectat, abandonat și degradat, într-un spațiu de belvedere cu acces pietonal și facilități de agrement. Reconversia acestuia face parte dintr-un proiect de mobilitate urbană ce mai prevede promenadă, piste de biciclete și 8 pasarele pietonale peste râul Bârzava. Urmează să scoatem la licitație în acest an execuția lucrărilor de reconversie a funicularului și o spun cu bucurie că suntem într-o clădire istorică a CSR-ului și funicularul face parte din această istorie industrială a Reșiței. Sper să avem parte de un proiect frumos care să aducă în primul rând vizitatori tineri în oraș, pentru că avem și câteva elemente de dinamică, de tineri, de interes pentru tineri. Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă a municipalității de valorificare obiectivelor de patrimoniu. Primăria Reșița începe un drum nou, punerea în valoare a patrimoniului istoric al orașului. Sperăm ca în perioada următoare să reușim să accesăm și alte fonduri și pentru alte obiective istorice din Reșița. Am derulat anul trecut și la începutul anului un proiect cu granturi de la Institutul Național al Patrimoniului pentru reabilitarea parțială, punerea în siguranță a unor clădiri monumente istorice care nu erau neapărat proprietatea primăriei. Noi am fost așa un fel de umbrelă. Am invitat INP-ul să acorde acest fond, aceste granturi cu ocazia 250 de ani de industrie la Reșița. Valoarea estimată a proiectului de reconversie a funicularului este de 20 de milioane de euro.